Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în partea a doua a Dimineților cu Plus. De această dată, în această parte, avem alături de noi pe Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor! Ieri a fost o zi plină, atât pentru autoritățile locale, cât și pentru cele județene. Am văzut o grămadă de festivități organizate cu prilejul Zilei Bucovinei. Ne puteți spune așa un pic pas cu pas ce s-a realizat? În primul rând ne bucurăm faptul că am putut să organizăm evenimente de Ziua Bucovinei. Pentru noi Ziua Bucovinei este o zi deosebit de importantă. În acest an, așa cum ați menționat și cum toată lumea știe, am avut o zi plină, o ședință omagială festivă la ora 9 în Sala Unirii de la Palatul Administrativ, acolo unde a fost prezentată de către președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, importanța, a fost citită moțiunea Unirii și cu această ocazie a fost decernate diplomele pentru cei care au devenit cetățeni de onoare ai județului Suceava. Avem doi medici, doamna Tărteliu, doamna Filip, apoi domnul Obiuc la universitate, cel care deja e știut că un aport deosebit a avut împreună cu universitatea în debutul crizei COVID. Apoi e vorba despre sportivi, 6 sportivi, 5 canotori, dintre care 5 canotori sunt cei care în ultima perioadă au adus titlurile mondiale. În septembrie la Radice în Cehia au adus titlul de campion mondial, deci au făcut ca steagul nostru tricolor să pe cel mai înalt catarg și să ne cânte lor și să ne intoneze lor și nouă tuturor imnul de stat. Pe lângă acești campioni, pentru întreaga activitate, Gerina Beleagă a primit titlul de cetățean de onoare, ea s-a retras din activitate, dar a avut o contribuție importantă la titlurile obținute de România în cadrul competițiilor mondiale. Acești 5 canotori s-au alăturat practic celor 2 care au obținut titlul de cetățean de onoare după ce au câștigat titlul olimpic, campioni olimpici. Să știe că la ultima olimpiadă, cea de la Tokyo, județul Suceava practic a fost județul care a adus toate medaliile de aur României și în acest context aș menționa cazul sportivilor Cosmiu, care practic după ce anul trecut dumneavoastră Marius a devenit cetățean de onoare, acum soția lui e cetățean de onoare, deci practic s-a reîntregit familia de onoare a cetățenilor din județ foarte frumos, cu o familie să aibă asemenea performanțe. A fost momente emoționante în timpul acestei decernări. Au venit cu familia, ce am remarcat eu și mai toți care au participat este că au venit îmbrăcați în costumele populare. Da, am văzut și noi, a fost foarte emoționant să-i vedem. Da, și fac lucrul ăsta pentru că vor să contribuie efectiv și concret și consistent la promovarea Bucovinei. Reamintesc că în anul trecut și când a fost ora de la Prislop, Ancuța Bornar a fost prezent acolo și au făcut o serie de fotografii care practic au fost preluate online și au fost foarte bine primite și distribuite apoi, în așa fel încât acești sportivi sunt adevărați ambasadori ai Bucovinei. Și să nu uităm un amănunt, ei au fost la târgul de la Romexpo și în standul Bucovine și practic au făcut, dacă e să spunem așa, și în strand promovare cot la cot cu delegația Sucevei. I-am văzut în prinși în horă, dacă nu mă înșel, la acel eveniment. Deci sunt extraordinari, deci niște tineri fantastici, cu modestie, cu inițiativă,
Ce să spun, au fost atunci la București, să spunem așa, sarea și piperul acelei zile în care au fost, duminică, au participat și la partea de gastronomie, au participat și la partea aceasta de promovare, fotografiile făcute, normal, în ora care a fost la sfârșitul unui mic program artistic pe care noi l-am prezentat acolo împreună cu ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Deci a fost o zi extraordinară în care ei efectiv s-au implicat în desfășurarea unor activități acolo și apoi promovarea Bucovinei. Poate că va fi momentul și va fi timp să revenim puțin la Rome Expo, pentru că e o activitate de promovare și legată de turism. Dacă, ca să rămânem la subiectul propus de dumneavoastră, de ziua de ieri, 28 noiembrie, după această ședință am avut prevăzută depunerea de gerbe de flori la bustul lui Iancu Flontor, din apropierea Palatului Administrativ, unul dintre artizanii Unirii Bucovinei cu țara. Aici, la aceste evenimente și la Palatul Administrativ și la depunerea de gerbe, au participat parlamentari, au participat reprezentanți din instituțiile deconcentrate din județ, au participat reprezentanții ai bisericii, au fost de asemenea și prietenii, rudele, apropiații celor care au primit titlul de cetățean de onoare și depunerea aceasta de gerbe de flori la bustul lui Iancu Flontor. Practic a fost o activitate care s-a legat de ceea ce Consiliul Județean a organizat cu privire la omagierea zilei Bucovinei. A urmat apoi, după cum se știe, dezvelirea bustului Iacob Zadic, un bust care a fost amplasat pe această alea Uniuniștilor care prinde contur, prin inițiativa primarului Ion Lungu, a primăriei Suceava. Aici a fost dezvelit bustul, la fel cu participarea unor oficialități a populației. Și un moment important la ora 11, în care practic a fost inaugurat, dacă putem spune, Turnul Unirii, proiectul realizat la inițiativa părintelui Vârlan, proiectul făcut de arhitectul Gorcea și care în parcarea de la Palatul de Justiție, acolo la Biserica Nașterea Maicii Domnului, o biserică cu o arhitectură deosebită, atât pentru județul Suceava, dar și din ce spun cei din afară care au vizitat zona. Un moment emoționant aici, pentru că e cunoscut această zonă și acest ansamblu de acolo, pentru că nu este doar turnul, este și un mic muzeu. Biserica, bineînțeles, ca un omagiu adus martirilor, eroilor care s-au jertfit pentru unitate și implicit pentru independență și identitatea neamului. În mod normal, discuțiile erau ca acest turn, fiind Turnul Unirii, să poată fi inaugurat la 100 de ani de la Unire, deci în 2018. Din motive tehnice, din câte am înțeles, nu s-a finalizat o lucrare de amploare și cu anumită rigoare arhitecturală. A fost o intenție anul trecut, când practic lucrurile erau gata, dar condițiile de pandemie nu au permis desfășurarea unui eveniment. El a avut acolo loc o slujbă de sfințire. Anul acesta, de ziua Bucovinei, s-a decis să aibă loc un eveniment care să marcheze practic acest lucru. Este un loc în care de ziua Bucovinei și poate și cu alte ocazii, acolo vom putea merge să depunem gerbe de flori, să organizăm evenimente prin care să marcăm ziua Bucovinei, 1 decembrie, ziua națională, dar și zile în care aducem omagiu eroilor. Mergând mai departe,
la ora 15 la Teatrul Matei Vișniec. Am reluat o inițiativă a Consiliului Județean și anume aceea de a premia elevii cu rezultate remarcabile la olimpici și competiții școlare, județene, naționale și internaționale, care a început în 2019, dar ea nu a mai putut fi realizată pentru că practic nu au mai fost organizate olimpiade. Și atunci s-au un număr restrâns nesemnificativ de olimpiade, încât practic nu au putut fi decernate titluri și premii în bani, pentru că au fost premii consistente, de ordinul a 10.000 de lei pentru cei cu performanțe la competițiile internaționale. Am avut bucuria să constatăm că județul Suceava este un județ cu performanțe deosebite și iată, dacă este să ne uităm așa, în rândul tinerilor. Dimineața la ora 9 am recompensat performanța tinerilor sportivi. La ora 15, performanțele elevilor. Printre ei, de asemenea, elevi sportivi. Au fost echipe de handbal, echipe de volei, de oină, care au fost premiate, au obținut premii la olimpiadele școlare, la sporturile respective și i-am premiat, au primit atât diplome cât și premii în bani. Spuneam că județul Suceava este un județ în care performanța este la un nivel ridicat, ne bucurăm să constatăm lucrul ăsta și cifrele ar vorbi de la sine. Mă gândesc că au fost în jur de 400 de persoane care au primit diplome și premii, asta însemnând că am avut 400 de premiați la anul care s-a încheiat școlar, însemnând 365 de elevi și 32-33 de profesori care au pregătit pe acești olimpici. Prin urmare, 400 de diplome și premii acordate de Consiliul Județean către 400 de elevi și profesori care s-au evidențiat la competițiile județene, naționale și internaționale. Și în acest an am avut câștigători olimpiadelor internaționale la astronomie, astrofizică și o serie de limbi moderne sau ale minorităților, limbi materne. Apoi a urmat pentru acești campioni și pentru acești performeri un spectacol oferit de alți performeri ai artei. De data aceasta, colegiul de arte Ciprian Porumbescu, care a oferit un program extrem, extrem de interesant. Noi nici nu ne dăm seama cât de bine poate fi pus în valoare acest colegiu de artă Ciprian Porumbescu și am discutat cu profesorii de acolo, am discutat cu elevi, am discutat cu conducerea colegiului. Anul viitor va fi o provocare pentru toți, prin urmare și pentru ei, pentru că așteptăm să fie anul Ciprian Porumbescu. Vom discuta un pic în partea a treia despre anul. Atunci continuăm cu ziua de ieri, e o zi cu adevărat consistentă și ne bucurăm că am putut să facem aceste evenimente. Am văzut o bucurie a populației, printre ei și cetățeni, oameni care nu sunt din Suceava, care nu sunt din județ, care au fost aici, au început să vină în vacanța aceasta de mini-vacanța de Ziua Națională și care s-au bucurat foarte mult de aceste evenimente. Evenimentul în care s-au adunat foarte mulți oameni au fost cel de pe Esplanada Casei de Cultură. Ora 18 s-au aprins de acum tradițional pe 28 noiembrie, s-au prins brecurile în bradul de Crăciun. Evenimentul acesta a fost împănat, să spunem, cu un concert extraordinar susținut de ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu, un ansamblu despre care sigur vom vorbi foarte mult de aici încolo, un ansamblu care este parte componentă și a activității noastre de promovare. Ceea ce a făcut aseară pe scena din centru a fost o bună lecție de
autentic de folclor pe care a oferit-o tuturor celor prezenți, aflați, atât a celor aflați acolo în piață, cât și celor care au putut să îi vadă pe mediul online. Nu uităm că începând de ieri s-a deschis tot pe Esplanada Casei de Cultură târgul Crăciun în Bucovina. Este un târg care s-a deschis ieri și care va fi deschis până pe 7 ianuarie. Așadar, cei care doresc să-și cumpere diferite obiecte pentru sărbătorile de Crăciun care se apropie, cei care doresc, pentru că avem gastronomie, este acolo produs în Bucovina, pe lângă meșterii populari, vor putea să vină să se aprovizioneze de la producătorii locali cu tot ce înseamnă produse pe care să le folosească apoi pe masa de Crăciun. Evident, ne așteptăm ca, acum fiind în post, vânzarea să fie mai mare pentru aceste categorii de produse pe măsură ce ne apropiem de Crăciun, de sărbătoarea Crăciunului. Referitor la ansamblul Ciprian Porumbescu, l-am văzut atât la București, l-am văzut plecând și în Polonia într-un timp relativ scurt. Da, și mâine vor fi la Covasna. Aoleu! Dacă ar fi să-l fi găsit posibilități de cazare, am fi fost și pe într-un mare concert la Alba Iulia, să vedem un pic dacă va putea fi cumva rezolvată problema asta, pentru că drumul e destul de mare și să vedem un pic dacă vor putea să rezolve și problema asta, dar ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu, pe lângă activitatea artistică pe care o desfășoară, este și partea campaniei activităților de promovare pe care le facem. Dacă vă amintiți, încă din primul mandat al președintelui Gheorghe Flutur, promovarea Bucovinei în unele localități și din țară sau străinătate, inclusiv în Parlamentul de la Bruxelles sau la Viena sau în marile capitale europene, Berlin și altele în care am mai fost, există, să spunem așa, un format cu care noi am decis să promovăm Bucovina, pe lângă oferta turistică, care este prezentată, asigurată și prezentată de departamentul nostru, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din cadrul Consiliului Județean. Avem alături de noi ansamblul artistic profesionist Ciprian Porumbescu sau uneori participă și o serie de grupuri folclorice din județ. Grupuri folclorice, pentru că din fericire avem astfel de grupuri, tot prin grija și activitatea Centrului Cultural, aceste formații, aceste grupuri folclorice tradiționale își mențin activitatea. Iar ansamblu, spuneam, pe lângă CNIPT, participă la aceste activități de promovare a Bucovinei, iar aici mai avem alături de noi meșterii populari. Recent, Suceava a fost inclusă în ruta meșterilor populari și a tradițiilor din țară, o rută cultural-turistică și de la constituirea Asociației Produse în Bucovina, această asociație este și aparte, face, participă alături de noi la promovarea Bucovinei. De asta ați văzut și la Romex, s-a văzut și din ce s-a transmis de la târgul din Polonia, CNPT, ansamblu, meșteri, produs în Bucovina. Cam acesta este formatul. Și vreau să vă spun că el s-a validat, acest format, ca fiind unul de succes. Imediat ce apare și partea aceasta de muzică, în special dansurile, atrag foarte mulți vizitatori. Și vizitatori înseamnă oficialități, înseamnă presă, dar înseamnă agenții de turism, înseamnă public. Prin urmare, în continuare vom organiza aceste activități la care va participa și ansamblul Ciprian Porumbescu. Pentru ansamblul Ciprian Porumbescu, anul 2023 este o provocare, pentru că ne gândim să marcăm corespunzător acest an Ciprian Porumbescu. Numele ansamblului este Ciprian Porumbescu, dar nu numai atât. Imediat ce va fi adoptat și o lege în acest sens, legea care înseamnă
anul 2023, anul Ciprian Porumbescu, voi putea să spun și voi încerca să comunic ceea ce gândim noi cu privire la activitatea acestui ansamblu. Nu vă ascund faptul că ne gândim să nu neapărat să-l reorganizăm, ci să-l potențăm și prin alte activități. Cum ar fi? Dați-mi așa un indiciu, adică nu puteți să-mi spuneți că aveți de gând să extindeți activitatea ansamblului fără să vedem așa o direcție. Dată și acum am zis că nu spun foarte multe lucruri până când nu se naște această lege, doar așa în dacă ne gândim. La orchestră în special avem interpreți valoroși, deosebit de valoroși, care au conservator și care pot interpreta și alt gen de muzică decât folclor. Și aici vă las și pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă să ne spună cam ce s-ar potrivi pentru centru cultural ca și activități culturale. Când în acest an, când deschis Festivalul Ciprian Porumbescu, am spus că muzica de cameră ar putea să fie o componentă a centrului cultural. Și muzica veche ar putea să fie o componentă a centrului cultural. Mai mult decât atât, chiar n-aș vrea să vă spun. Așteptăm atunci cu nerăbdare nașterea acestei legi. Sperăm să fie cât mai curând. Eu îmi doresc ca de Sfântul Nicolae să fie adoptată legea asta, ca să avem timp să ne organizăm parcursul lunii decembrie, inclusiv la construcția bugetului pentru anul viitor. Dar odată adoptată această lege, ar trebui să fie un vehicul pentru o emulație deosebită în județul Suceava. Dacă vorbim, să spunem, de Timișoara ca și capitală culturală europeană, aici la Suceava, în Bucovina, am putea vorbi despre un ținut cultural european. Iar evenimentele dintr-un an, cum este anul Ciprian Porumbescu, cred că ar trebui să însemne și sunt convins că va însemna nu numai activități artistice, ci vor însemna și alte multe lucruri, inclusiv dezvoltarea sau inițierea dezvoltării unor elemente de infrastructură. Luăm o scurtă pauză de publicitate, mă anunță cei din regie, după care revenim și continuăm discuția pe care... Abia am terminat o zi. Da. Și încă nu. Și revenim imediat.